Domnul președinte, actual senator de Colegiul 3, domnul Marin. Da, un colegiu pe care l-am reprezentat și până acum în Senatul României, un colegiu pe care sunt decis să-l câștigăm cu 60%, un colegiu în care avem câmpia Puzii, îl avem pe Ivan Ilarie, avem primar acolo, avem viceprimar acolo, un colegiu în care și Ivan Ilarie va câștiga cu același scor, urmat de Ghela, unde avem primar, un tânăr primar liberal, unde domnul Radu Flavis sunt convins că va avea același scor, și la Ghela, unde cred că vom bate toate recordurile împreună cu Cornelitul, la Vești, la Vești, unde vom, cu Cornelitul vom da, după părerea aia, scalpele pe care au făcut peste 65%. E un colegiu în care și adversarii noștri sunt slabi sau foarte slabi, nume quasi necunoscut de politica județeană, tocmai pentru că și ei știu, și nu s-au scris acolo oameni puternici, pentru că și ei știu că dominăm și vom câștiga detașat această competiție. Cred că peste tot județul Cluj, așa cum spunea și domnul Remus Lăcușan, vom câștiga cu scoruri foarte